Seara. Am făcut ce am făcut și iară suntem la munca de jos. Suntem în grădină, punem niște răsad, răsădim roșii. Și pentru asta, în locul unde am dat cu motosapa, am trasat cu marcatorul. Am trasat rânduri. Și cu sapa facem cuiburi, gropi. După care udăm și începem să răsădim. Nu o să punem foarte multe roșii și ardei, dar punem. Acolo avem un om care trage apă. Tragem apă ca să fie. Noi cum facem? Facem groapa. Cum procedăm? Facem groapa, după care punem apă, se înmoaie pământul și abia după aia răsădim și tragem pământul uscat din nou la rădăcină, la tulpină mai bine zis. Aici avem răsadul. Avem răsad inima boului. Sunt roșii mari. Mergem și le punem la cuib. Ia-ți numai una care ți-o pui acum. Câte una? Câte una, câte una. Câte una pune. Cam asta înseamnă baie din amol. Te râde. Așa. Și de acum tragem pământul uscat de deasupra. Până când stă dreaptă. Bă, nu tot cu frunze. Așa. Gata. Apăsăm. Ia oricum să se lasă, gata. Și cam asta trebuie să facem până în capăt. De acum trec și eu la murăială. Noi roșiile le plantăm în felul ăsta, deci am udat. Pământul ud, se vede cum deja au închis toți porii. Nu o să strângă planta la rădăcină, pentru că îl tragem pe ăsta uscat deasupra. Dacă noi l-am lăsat fără să-l tragem pe ăsta, atunci pământul ud din interior ar face exact cum se vede și aici. Și s-ar face o crustă foarte groasă, care n-ar mai reuși planta ca să poată să-și facă rădăcinile. În felul ăsta noi trăgăm pământ uscat pe deasupra. Pământul ud, cât se închide tot și după aia pământul uscat deasupra. Între plante avem undeva 50 de centimetri și între rânduri între 70, cam 75 de centimetri între rânduri. Sunt roșii care trebuie puse pe arac. Este ud jos. Îi punem mocerleală, le zic eu, și după aia tragem pământul uscat. Cam asta este operațiunea. Nu e chiar confortabilă, dar e plăcut. Am vrut să fug, dar nu mi-a ieșit de data asta. Nu e confortabilă, dar e plăcută. Am vrut să fug, dar nu... Strângem picuț rândurile pe spate. Și hai la treabă că vine noapte. E indicat ca să fie făcut munca asta seara, înainte de venirea nopții. Nici de cum ziua, în timpul zilei, când este cald sau când afară este înnourat. În timpul zilei, dar să fie foarte înnourat. Să fie înainte de ploaie, să zicem. Pentru a nu afecta și a nu se deshidrata plantele. Acum chiar că trebuie să... Revenim cu noi detalii. Când terminăm. Am terminat de plantat, de răsădit. Cam astea sunt roșiile, sunt vreo trei soiuri. Sunt suficiente cât să avem
roșii pentru uz, pentru nevoile familiei.